Ce-ți mai aduci, Mata, aminte de Anța Pelea? Ce să mi-aduc aminte? Era un actor foarte bun. Păcat de el că a plecat prea în timp dintre noi. Dar cum vă mai spuse mai din adineori, Anța Pelea a avut o moarte suspectă. La fel ca al lui Marin Preda. Unde eu am participat la mormântarea lui. Ce este că toată lumea vorbea că, într-adevăr, a fost o chestie nena locului ei. I-a înșenat o moarte, a avut o boală. Marin Preda a fost otrăvit. Așa a murit el. El a murit otrăvit, Marin Preda. Ne mai vorbim de chestia 100. Datorită romanului care... Da, eu acolo, eu. Să-i... Ceea ce mai iubit între pământ. Da, așa, vă uitați la... la Revelion, la Anța Pelea, când era? Da, bineînțeles. El era singurul actor care a distrat toată țara la televiziune. Cu toate... Da, așa, filme ai văzut cu el? Da, foarte multe filme, sigur că da. Și ce, care ți-a plăcut? Și eu când lucram în București, păi, ăsta cu... Vreau să fiu miliardar sau... A, ne-a mărit miliardar. Ne-a mărit miliardar. Ala a fost cel mai reușit film al lui. Bine, printre alții mai. Am avut ocazie, l-am văzut și în București, pentru că am lucrat acolo 10 ani, în București, și am avut ocazie și-l vedeam acolo. După el și pe Corin Piersi. Era un actor foarte bun. Asta e, păcat, s-au terminat cam toți actorii, s-au cam terminat. S-au... Da, așa cum să spun, îl simțeai, că și cei de-a cine în cu mergi, vorbesc domnule Oltenește sau nu prea vorbesc Oltenește? Da, bineînțeles, era cel mai iubit, v-am zis. Eu înțelesai asta, dar cei de Siliștea cu mergi? Da. Vorbesc Oltenește sau vorbesc Muntenește? Hei, avem o separată asta, noi nu suntem semi-olteni. Semi-olteni. Nu suntem olteni pentru că și eu am făcut olteni, armata am făcut, așa pe unde am lucrat. Nu, noi ne considerăm altceva mai. Tele-olteni. Mai aproape, da, noi suntem mai aproape de București. Decât de olteni. Oltenii au alt limbaj, altă... Da. Și zic de... Păi cum să zic? În primul rând, Anța Pelea era un artist. Băilești? Foarte bine pregătit. A murit lângă piața la Simone acolo. Eram când a murit și s-a îndrumat blocul, eram acolo. A jucat multe filme. Foarte așa bune. Eu am fost când blocul era îndrumat așa. El era un foarte bun, cum să spun, povestitor de-astea cu nove de-astea de întâmplări oltenești. Te uitai la el la Revelion? Că le... Cum dracu, băi, era atunci era treaba, deși un... Da, cu toți mami, și înainte de a apărea televiziunea. Tu lipsai de aici. Nu știu că a fost un artist mare. Uita, fermier. Popular. Să nu trec cum face. Știu că ultima dată fusese directorul teatrului din Craiova, până să moară. Cum fata lui, care este Oana Pelea, o artistă desăvârșită, de foarte mare calibru, cum se zice, mai tare și cred că el merită, în orice caz, ținut în gara artistilor mari. Dar ți-ai imaginat, că probabil ai văzut filmul Mihai Viteazu? Da, cum să nu? Dar și ți-ai imaginat altă figură a conducătorului al Mihai Viteazu în afară de figura lui? Că nu știu de ce, dar toată lumea cred că când se gândește la Mihai Viteazu, se gândește, adică no. Îl vede numai cu chipul Anța Pelea. Nu, pentru că vedeți fiecare rolul de-astea, el s-a încadrat perfect în rolul respectiv. El a fost, cum să zic, creat pentru așa ceva. De exemplu, cum a fi fost ăsta în Elie Moromete, artistul ăsta. Aha, Rebenciuc. Rebenciuc. Așa a fost el creat pentru rolul ăsta. Și a avut mai multe roluri, dar ăsta, Mihai Viteazu, într-adevăr, este într-adevăr rolul lui. Dar se zice că dacă Birlix ar fi născut în Franța, poate ar fi fost mai mare decât lui de Funès. Dacă s-ar fi născut... Anța Pelea în America, crezi că l-ai fi văzut așa, cum să spun, ca pe între marii actori americani de filme? Cum să nu? Ce? Era un artist bun, era de nivel mondial, nu era
pentru că l-am avut și firme cu americanii. Adică în colaborare, chiar cred că a avut, pentru că mi-aduc aminte de firmă ăla în care el era generalul în armata sudistă, poate, când se lupta atunci pentru independență și când a venit el acolo acasă Angol, el a vrut să le facă ceva pentru indieni, propriu zis, că asta era treaba acolo, că urma să răștiți aia, cabrile alea de... pentru indieni, să-i strângă la un loc, să nu mai știe. Asta. Și el avea rolul ăsta. Și acolo chiar a jucat bine rolul ăsta. Deși era filmat și la București, probabil, nu știu, și pe acolo. Dar așa în topul preferințelor mă ta, cam pe ce loc e? În topul actorilor, ca, pe care îi prefer mă ta, cam pe ce loc se situează? Păi, cum să zic, acum sunt mulți. Eu nu pot să-i spun că ăla e pe primul loc, ăla e pe locul doi, că dacă luăm așa, de exemplu, Ilarion Cioban, ăsta de la Cluj, cum îl cheamă. Cine? Dorel Vișan sau cine? Nu, nu Dorel ăsta, s-a dus la Cluj, a fost artist, a jucat în toate filmele astea, șapte cai. Florin Piersic. Florin Piersic. Buze de iepure. Mulți artiști, nu pot să-i spun că ăla e mai bun decât ăla, că fiecare în felul lui și-a jucat rolul lui. Ok. Nu poți să faci diferența, să zici, domnule, ăsta e chiar primul. Și ăștia l-a întrebuit. Toți au avut rolul lui. De exemplu, ăsta bătrânul de 96 de ani, acum. Berigan. Berigan. Ce se face? Ăsta e... Monument. Monument. Nu poți să spui că e mai bun. Ăla de câte ani. Toți au avut rolul lui. Mersi, Nana. Ia. La tine de ce era pe locul 2, am dat pe ăla? Cine e pe primul loc? Zic așa, cine e pe... Am zis așa, poate că o prostie sau... Dar nu, ce e prostie, că poate pe cineva preferat ca e pe primul loc. Nu trebuia neapărat să fie amzat pe ăla pe primul loc. Filmele românești, știți cum este, că românul... Dar tu ai auzat amzat pe ele? Da. Ce ai văzut de la cu el? Ai văzut filme sau ce retele? Filme când a jucat în totul lor. Și atunci a greșit. Da, da. Și atunci a greșit. Românul înțelege mai bine din. Dar așa în șeretele alea, în Revelioanele, până la 83 când a murit, apărea în fiecare seară în noapte de Revelion. Păi apărea că era un actor bun. Da, da, ai văzut vreuna din șeretele alea? Nu. Bine, bănuiesc că nu erai mare atunci. Zootehnia cu vacile, cu astea. Pii de Fune, Jean Mare și chiar în America, vremurile alea. Cine era pe vremea ăsta? Era Kirk Douglas, era ăsta, John Wayne. Cum dracu-i zicea ăsta? John Wayne, da, John Wayne. Mai era ăla, Pierre Brisselea francez. Da, dar era... Giuliano Gemma, Marlon Brando. Da, Marlo Brando. Lucrau cu marele... Ba da. Mai mult pe acolo să filmă. Mori că a fost o valoare lor. Dă-i lua Ida ceva. Auzi, asta vreau să spun. Nu e actorul total, nu înseamnă actorul total, actor, deci toată lumea când apărea știa de neamărit. A, la noi, că era o... La filme, deci niciun alt personaj probabil nu este mai bine identificat cu figura lui Mihai Viteazul ăsta. Dar avea timbrul ăla când jucă pe Mihai Viteazul. După ce faci filmul ăsta istoric, în care toată lumea îl vede în rolul de Mihai Viteazul, vii și faci moartea lui cu sau o singură. Da. Un actor absolut complet. Complet, păi da, făcea de toate. Făcea și dramă, făcea și comedie, făcea orice. Mai găsește acum, generația asta mai găsește. Le-au invadat ăștia toate canalele de telenovel. Cu toți ăștia de muzică, toți cântăriți. Dar cum erau rebelioanele înainte? Super, te vâlai după, mai râd de cine dracu mai râde acum? Ce-mi dă? Dă, nu mai urec. Cam apărinte. Dă toată generația. Nu-și pare de mai. Te vâlai de râs când apărea Toma Caracciu. Un sfert de oră, că ținea. Fotino, Jean Constantin. Cine? Nicu Constantin. Ăla săracu, dar a murit tatăl lui. Nicu Constantin. Ochelarii aia, când vedeai cu Nicu. Vasilica Tascaman, mi-aduc aminte. Stella Popescu. Spune tu, nu eu, că tu mă întreb. Spune unul bun în generația asta. Spune-mi unul bun. Ce numeri pe degete? Mai e Bleuanț, mai e Vasco la Lăzărescu, luase drepturi pe lângă el.
Hărți, mai spune hărți. Spune hărți. Mai am organi. Asta nu prea ne comedie asta. Mai rară, mai bine. Spun, de ce nu sunt chemați și noi să joci în filme cu străinătate pe la casele astea mari? Nu știa mai rămas. N-ai Lăzărescu cu Vasile Murariu. Atunci au avut șansa. Atunci n-au avut șansa, dar când erau chemați, cred că nici nu putea să facă față celor. Păi un Florin Piersic să se juca în Vinetul, nu juca Florin Piersic în Vinetul, nu juca Florin Piersic în filmele astea Cowboy, nu? Sau Dan Nedulescu alături de lui de Fune. Nu a fost Florin Piersic. Facă, sau Pul Călinescu când făcea de ochi ăla, ha? Jean Constantin, ce mai, nu? De... Clar că da. Ăștia am fost, generația aia a fost extraordinar de bună și acum sunt numai mai bine. Mersi. Asta e dorința lui să moară în altul amintirii. Asta e credința lui. Să moară în altul amintirii. Ai văzut cine-s moromeții? Păi ăștia sunt. Vezi, ăștia s-au păstrat. Au rămas talente. Exigența. Exigența, vigilența. Cum zici tu, exigența, vigilența? Cum le-ai tu? Trecute așa, codificat așa, cum zici? Medicamente. 72, 14. Nu e medicamente, dar... Alea cu medicamentele cum sunt? Cazmalin, Lopatin, Groparin și Popalin. Popalin! De la ducere la... Ai văzut? Zic că nu sunt moromeți. Ai văzut? Ce tratament? Cazmalin, Costele, iasă-i, Costele. Cazmalin, Lopatin, mai să-și Popalin? Lasă aia, ultimul. Cazmalinul încep cu Cazma. Lopatinul cu lopata. Vine Popa. Popalin. Popalin. Băieți, lăsați-l pe el, că trebuie să aibă o ordine. Nu le încurcați așa. Lăsați-l pe el. Sănătate. Eu, care era al patrulea, mă? Păi zi, mă, frumos. Popalinul e ultimul. Groparin. Și Popa e ultimul. Popalin. Cel mai bun tratament de ce? De ducere, nu? De orice.